Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, dragi colegi. Dezbaterea de astăzi ar trebui să fie despre educație, să fie lăsat politicianism, să fie ignorată, măcar pentru o clipă, demagogia. Și cine vine la acest microfon să cunoască legea, să respecte realitatea din sistemul de educație și să nu ofere cifre mincinoase. Arătați-mi un om în această țară care poate să confirme o minciună spusă de la acest microfon că educația a primit 13% din bugetul național. Arătați-mi un om din această țară care poate să confirme o lipsă de decență a unui parlamentar român care vine la acest microfon și spune că educația are banii necesari. Noi am propus ca prin Constituție să creăm cadrul unui parteneriat transpartinic astfel încât să putem da măcar 5% din PIB an de an constant pentru educația românească. Aici aș fi putut să vă gestul de responsabilitate. Aici ați fi putut să arătați că vă pasă de generațiile viitoare. Nu cu minciuni spuse de la acest microfon. Domnule ministru, din păcate, tot ceea ce ați spus ca răspuns la această moțiune simplă, atenție, nu de cenzură, aceea a fost dezbătută ieri, vă afundă și mai mult. Și vă afundă, din păcate, în propriile argumente. Este revoltător să auzim că situația manualelor plus la cererea premierului într-o săptămână și-a găsit rezolvarea. Ați avut 2 ani de zile de la finalizarea programei școlare până la începerea licitației care puteați să demonstrați că încurajați competiția corectă, libera inițiativă, astfel încât copiii să beneficieze de manuale noi. Din păcate, de la acest microfon ne-ați spus o grămadă de realizări care, din păcate, iarăși pentru dumneavoastră, fac parte din patrimoniul ministerului pe care l-ați preluat. Evaluările la clasele a doua și a patra, evaluările transdisciplinare și prezările transdisciplinare au făcut parte din patrimoniul ministerului atunci când l-ați preluat și n-ați făcut decât să puneți în aplicare și să respectați legea. Ori ăsta nu e un gest de mândrie că respectați legea. Dumneavoastră trebuie să vă asigurați că legea este aplicată și dă și rezultate. Ne spuneți de microfuze, asta înseamnă că până și aici în Parlament ne vindeți iluzii. Încercați să faceți campanie PSD-ului. Microfuzele au fost date pe de o parte, pentru că așa prevedea strategia lăsată de Ministerul Educației, pentru că foarte mulți copii nu erau în stare și familiile lor nu puteau suporta plata transportului școlar, inclusiv profesor se află în aceeași situație, iar dumneavoastră, cu Victor Ponta, ați politizat până și acest demers necesar. Microbuzele școlare au ajuns în multe localități unde nu era nevoie de ele și unde era un singur avantaj pentru a le oferi. Conducere pețelistă. Asta ați făcut. Nu vindeți iluzii de la acest microfon, spunând că microbuzele și-au atins ținta. Nu și-au atins-o. Și ca să vedeți până unde merge duplicitatea. Dați microbuze școlare, dar pe de altă parte, premierul Ponta ne spune că fiecare copil în această țară are un smartphone. Păi dacă fiecare copil are un smartphone, mai are nevoie de microbuze pentru a-și asigura transportul? Acesta este cinismul de care dă dovadă Victor Ponta și dă dovadă și dumneavoastră. Poate că fiecare copil din această țară știe cum arată un smartphone sau singuiește la un smartphone, dar în niciun caz nu își permit. Și sunt mii și sute de mii de familii care se află la marginea sărăciei și care, în loc să beneficieze de acele microbuze pe care aveați obligația să le achiziționați, au rămas fără pentru că n-au avut avantajul de a trăi într-o comunitate condusă de PSD. Vă demonstrez cu legea în mână, domnule ministru, că această ordonanță este un abuz constituțional. Și mă refer la chestiunile de patrimoniu. Patrimoniu atât de valoros, patrimoniu care are un echivalent de sute de milioane de euro și care poate să reprezinte o explicație pentru care dumneavoastră a dat pe furii și netransparent această ordonanță. Să nu uităm că prin această ordonanță,
au fost acreditate și chiar dacă acel patrimoniu se ridică la sute de milioane de euro. Curtea Constituțională a dat decizie pe această speță, dar dumneavoastră v-ați încăpățânat să dați o ordonanță neconstituțională. Noroc că avocatul poporului funcționează pentru dumneavoastră. Iar în chestiunea manuală, domnule ministru, 2 ani și jumătate de dispreț și de dezinteres și ați ajuns ca pe ultima sută de metri să forțați să câștige în continuare cine trebuie licitația. Este vorba de sute de milioane de euro care puteau fi distribuiți corect astfel încât copiii la început de an să aibă manuale de calitate, să beneficieze într-adevăr de manuale în acord cu acel nou mod de predare transdisciplinară pe care l-am promovat și pe care dumneavoastră l-ați continuat. Să știți că demisia nu este o umilință. Demisia poate fi un gest de responsabilitate și poate constitui o compensație morală pentru toți cei care au avut de suferit și pentru toți cei care încă mai speră că sistemul de învățământ românesc poate să fie o șansă pentru viitor. Așteptăm demisia dumneavoastră și sperăm ca, indiferent de partidul din care faceți parte, să lăsați demagogia, să lăsați populismul deoparte și să vă gândiți. Ne acordă sistemul de educație românesc o șansă pentru dezvoltare aici în România? Răspunsul nostru este că nu. Mulțumesc!